La Padeș, pe Câmpia Soarelui, zeci de oameni s-au strâns pentru a sărbători bicentenarul Tudor Vladimirescu. Printre aceștia s-au numărat și oficialități ale județului Gorj, senatori și deputați. Evenimentul a început cu intonarea imnului național și a cuprins o serie de manifestări cultural-artistice, iar actorii teatrului din Târgu Jiu au jucat o mini-scenetă evocatoare. Titul Eugen i-a dat viață lui Tudor Vladimirescu chiar la monumentul închinat revoluționarului. Acum o merge împreună prin sate să vestim hotărârea noastră pe care am luat-o împotriva nedreptăților. Dumnezeu să ne fie alături, fraților! Trăiască Domnul! Să mergem! Profesorul de istorie Andrei Popete a ținut și el un scurt discurs privitor la această zi. România de astăzi poate nu ar fi fost posibilă fără numele lui Tudor Vladimirescu. Pentru că de aici, din inima Gorjului, de la Padeș, și îmi place să cred că astăzi Padeșul nu este doar inima Gorjului, ci a întregii Românii, pe 23 ianuarie, gorjenii, românii de pretutindeni, nu l-au uitat pe Tudor Vladimirescu. Președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, Dan Ilie Morega, a vorbit despre Tudor Vladimirescu la pupitrul din fața monumentului. Tudor Vladimirescu! Da! Care avea 4 căpitani, iar unul din el urma să fie pedepsit pentru nerealizarea serviciului, până la urmă l-au trădat, l-au dat pe mâna lui Alexandru Ipsilanti, l-au schingiuit cu săbile și l-au aruncat în fântână. Dumnezeu să odihnească sufletul lui bun. Președintele Consiliului Județean Gorj și vicepreședintele Gheorghe Nichifor nu au putut fi prezenți la eveniment din motive obiective. A venit însă Dorin Tașcău și prefectul Cosmin Pistol, dar și câțiva parlamentari de Gorj. 200 de ani de când de pe plaiurile Padeșului s-a citit proclamația de către Tudor Vladimirescu, moment în care s-au pus bazele unui nou început pentru țara românească. După cum știți, a fost momentul în când s-a renunțat la domnia Fana Roiotă. Astăzi un moment emoționant, pregătit de către autoritățile locale. Le mulțumesc că ne-au invitat astăzi și că suntem părtași la acest moment. În primul rând, ca și gorjan, olten și român, reprezintă un moment de cotitură în istoria modernă a României. De aici a plecat Revoluția de la 1821, revoluție care a contat într-o perioadă și într-o epocă dificilă la nivel european. A reprezentat un moment, o bornă în România, în dezvoltarea României moderne. La Padeș au venit și cei de la Asociația Culturală Tomis din Galați pentru a celebra bicentenarul. Aceștia au donat școlii din Padeș un basorelief cu chipul lui Tudor Vladimirescu. Așa cum Alba Iulia este câmp sacru al României, Padeșul este câmp sacru al României. Această efigie, acest basorelief, dorim ca la 200 de ani să fie la școală, donată școlii din comuna Padeș, astfel încât toate generațiile ce vor trece prin această școală, atente sau neatente la istorie, vor fi supravegheate de privirea tot cuprinzătoare a domnului Tudor. Au fost apoi depuse coroane de către instituțiile județului Gorj la monumentul închinat proclamației.